16 august, am ajuns și la această colonie unde am folosit acidul formic, mai mult de curiozitate să testez colonia antivaroa, fiindcă tot anul am folosit uleiuri esențiale, scorțișoară, hrian, timol. Apropo de timol, timolul e făcut tinctură cu cobalt, cu magneziu și cu mangan. Astea, toate ingredientele acestea le-am folosit în turtă. Cei care ați urmărit cum am preparat turta, o am aici. Deci această turtă conține și timol, și vitamine, și uleiuri esențiale. Și să văd dacă această hrănire a ajutat, să zic eu, la menținerea varozei în stup. Cei care nu ați folosit nimic în timpul anului, acum dacă tratați cu amitraz sau taufavilant, o să vedeți că aveți ceva varoa. Și eu ar trebui să am ceva varoa, să cadă la acidul formic. Să ne uităm un pic pe fund, pe fundul lezii. Să văd cum arată varoa sau nu arată. Aici mai e cât un vierme din ăsta de la molie care stă pe fundul antivaroa jos acolo și mai face molia de cap acolo, dar în colonie nu ajunge. Întrebarea este, bă, unde e varoa, mă? Mă, nu am varoa. Mă, să nu cadă de la acidul formic niciun păduche. Stau și mă uit așa. Trebuia să găsesc un păduche măcar. Bun. Hai că e unul aici. Unul amărât. Un varoa. O să mă mai uit eu așa, mai cioriș. Nu. Deci, ideea este că să ne uităm și în stup, dar aici nu am, nu văd varoa. Hai că o să filmez mai aproape ca să, poate voi observa pe film. Așa, cu ochiul liber nu văd. Fac acest cadru ca să văd eu pe film, dar nu văd eu varoa, nu mai știu cum arată varoa. N-am mai văzut varoa, știți de când? De anul trecut, din octombrie, nu l-am mai văzut. Am mai văzut așa pe filmări ăștia care pun invazia aia de cad cu zecilii pe fundul ăsta, dar nu văd. Deci nu văd varoa. Să așez telefonul. Așa, sper să nu cadă. N-am ce să văd, o să... 24 de ore am lăsat. Am aici o mătură, să curăț fundul. Dar nu e varoa. Bine, voi continua cu formicul, eu sper să cadă. Iată, aici intră în polistire în acest vierme de molie. Deci, pe fundul stupului, acolo, sub plasă, mai are câte un cocon. Bun, hai să văd și în stup, oricum trebuie să-i dau proteină, am zis de ieri. Deschid, să văd, s-a evaporat din formic, nu s-a evaporat. La mine nu sunt așa temperaturi foarte ridicate.
mă învârt în zone ideale pentru tratamentul cu formic, dar nu este. Nu este păduche. La cum văd eu, s-a evaporat un cât se evapore. Hai să mă uit. Cam jumătate s-a evaporat, aproape. Asta este, cred că în două zile se evaporă total. Ce să-i fac? Asta e, nu am. Aștept să se evapore total. Venim cu mâncare, venim cu proteine la el. Punem aici oasă albinucilor și păpați proteină. Să pape proteină și cam asta este. Acelui formic stă acolo frumos. Măcar un păduc ar trebui să găsesc și eu. Pot să fac următorul lucru, să mai adaug formic și la o altă colonie. Eu n-am vrut inițial să mai continui cu tratamentul, dacă n-a căzut. Adică formicul ăsta oprește un pic ponta reginei, bănuiesc acest lucru, nu-i sigur. Dacă am uitat să-i pun podișorul deasupra. Vai. În perioada asta turtă proteică pe ei. Să aibă proteină acolo. Acum că s-or îngreșa sau nu s-or îngreșa, nu știu. Eu nu-mi dau seama dacă albina s-a îngreșat sau nu s-a îngreșat. Dar până mănâncă proteină îi dă. Bun. Cam asta este. Nu știu, o să mai încerc la unul să mai dau formic să văd. Dacă este aceeași situație, înseamnă că nu am infestare. Cam asta este. Cine dorește să testeze, să testeze, numai atenție că formicul omoară și albina înțăpată. Deci e bun de folosit când nu ai foarte mare infestare. Dacă ai mult, îi bai că rămâi fără albina. Bun, cam atât pe ziua de azi. Vedem și mâine ce mai facem. Până data viitoare, numai bine!